Primăria Capitanei intenționează să acționeze în judecată Guvernul Republicii Moldova, asta după ce din suma de 1,4 miliarde de lei transferuri bănești de la bugetul de stat pentru 2015, peste 105 milioane de lei au rămas datorii și nu au fost achitate de Ministerul Finanțelor. Banii urmau să fie cheltuiți pentru serviciu din domeniul educației, culturii și asistenței sociale. Anunțul a fost făcut astăzi în cadrul ședinței primăriei de către șefa Direcției Finanțe, Veronica Herța. Avem o situație în care nu avem siguranță că în bugetul de stat 2016 se vor regăsi și aceste sume neachitate în 2015. Probabil că vom înainta propunerea să atacăm în instanța de judecată Guvernul Republicii Moldova. Altă soluție nu cred că avem. Considerăm că este un drept al autorității publice locale care a fost consfințit prin legea bugetului de stat 2015, și insistăm pe faptul că în bugetul 2016 să se regăsească și achitarea datoriilor cu care s-a intrat în acest an bugetar. Reprezentanții Serviciului de Presă ai Ministerului Finanțelor nu au fost de găsit la telefon pentru comentarii.